doresc vizionare plăcută și să le dorim succes. Stropitul de Paște, obicei sosesc din țara Bârsei. Stropitul. Spritzen gehen ist ein Brauch. Dieser Brauch ist ein distinct. Rumänien, Polen, Ungarn, Tschechien, bekannt. Stropitul este un obicei întâlnit în Ungaria, Cehia, Slovenia, Polonia și România. In Rumänien finden wir den Brauch. Spritzen gehen bei den Sachsen, Rumänien, Ungarn, Roma. Acum să-i întâmpinăm cu drag pe călușarii râșnove. Și muze să luați aminte, ca să deduciți rostul tradițiilor noastre. Ehe, ce vremuri și ce oameni sunt în părțile noastre, în țara Bârsei, la noi în Râșnov, gospodar, tot unul și unul, care oameni de ispravă, flăcăi voinici, fete mândre și frumoase. Pe partea cealaltă a steagului, este scrisă, este numele societății, Societatea de Lectură Română Râșnov, înființată în anul 1896. Mulțumim celor trei școli care au prezentat tradiția atât de frumoasă și acum rugăm juriul să jurizeze și să acorde premiile. Până când juriul deliberează și mânează premiile, lăsăm taraful de la ansamblu Măgura să vă delecteze cu câteva cântece. Am să vă mai spun un singur lucru. Este o onoare să aducem aici, în cetatea cea întunecată, lumina înțelepciunii venite de departe. Dorulețul Junior de la Școala Gimnazială Limba, coordonat de profesorul Radu Chivăran. Micile socăcițe, de fapt, micile bucătărese, zic ele, de la Gimnazială Vulcan, coordonată de Făgălășan Oxana, în cântecul, dacă vreți, al druștelor, așa cum spun ele. Felicitări pentru cântecul găinii și premiul 3. Vă doresc să mergeți la un loc.
și felicitări. Acum începe secțiunea a doua, cântece populare românești. Intră în scenă Adam Radu Nicolae din Liceul Teoretic Corea, clasa 1-a, și ne prezintă un cântec de cătămnie. Acordeonistul său este Costel Radu și se pregătește Călin Mara Elena din școala gimnazială numărul 2, clasa a 2-a, și ne cântă Firicel de Cânepă. Yeah.
de la clasa a întâi cu cântece de cătănie. Din copii tămuri cu bate, să compozei până spate. Cine cadă prin imană, fiind de-a tinse-și tot din iadă. Să-i văd mama, să-i dai vântul, să o avem pe pământ. Cum intră în scenă Marcu Iasmina de la școala gimnazială Ghimbaf, clasa a doua, cu cântecul Bundița. Mi-a făcut bandiță, n-am mai frânzulit. Clasa a doua, cu cântecul Sunt o fată frumușică. Sunt o fată frumușică și de fețe mărățică mai mai. Sunt o fată frumușică și de fețe mărățică mai mai. Moară căin după mine și avem așa mai bine. Clasa a cincea, cu cântecul Când eram fecior acasă. Când eram fecior acasă, la 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 la. Nu-mi stătea gândul acasă, la 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 la. Când eram fecior acasă, la 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 la. Nu-mi stătea gândul acasă, la 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 la. Nici la nu mă suia. De la școala gimnazială Ghimbaf, clasa a șaptea, cu cântecul Ioane, dragă Ioane. Școala gimnazială Ghimbaf, clasa a șasea, cu cântecul Mă băgai la voi în casă. Mă băgai la voi în casă, hai bună seara, că mi-a și pe deaua trasă, hai da bună seara. Mă băgai la voi în casă, hai bună seara, că mi-a și pe deaua trasă, hai da bună seara. Și-o ușă deschisă la urmă, dragi părinți, domnul profesor, dați-ne voie doar câteva minute să putem juriza și pentru că ultimul concurent a încheiat pendulând între major și minor în acel amator super, dați-mi voie să vă spun în numele Direcției de Cultură că le mulțumesc celor care în Taraf, alături de Radu, au fost până la ultimul sax sopran și că regret din tot sufletul că nu mai avem o Mioriță pe care Brașovul a deținut-o și sper din tot sufletul ca acest festival să poată scoate ceea ce poporul român are din plin, monumente sonore. Vă mulțumesc!